Astăzi e zi mare, zi de sărbătoare. Pruncul a fost botezat, lucru mare în regat. De când a venit pe lume, tatăl său mult s-a schimbat. Totul este numai zâmbet și a de mândru împărat. Mama, cea mândră împărăteasă, este tare bucuroasă de făptura cea duioasă. Iată, vin să vă vestesc, ursitoarele sosesc. Zâne ce apar din lumină în noaptea cu lună plină. Cele ce vin să vă vestească, soarta să pecetuiască. Haideți, dar, să le primim, cer ursii să auzim. Deschideți ferestrele să intre crăiesele. Ați auzit? Pe acolo, pa, pe acolo. Sună atentor, ia uitați ce avem aici. Vai, dar ce copil drăgălaș, oare nu e îngeraș? Oare nu are aripioare și praf de stele pe picioare? Luca, Mihai, am venit să îți ursim, viață lungă îți dorim. Ani frumoși, cu bucurii, cu noroc și bogății. Să te porți frumos cu toții, cu părinții, cu bunicii, cu nașii și cu moșii, cu a ta familia leasă, să fii tare drăgăstos. Luca, Mihai, Rașa, te-a ținut în brațe și în biserică a promis că o să-ți fie ca o mamă și prietenă la drum întins. Să o iubești tot restul vieții, să te gândești la ea ca la mama ta de-a doua, care binele ți-l vrea. Nu știi ceva, surată dragă? Da, da. Acela, cel mic de noapte, la fereastra larg deschisă, a aprins o lumânare. Și le-a chemat pe ursitoare. E, dar ce spui tu, surioară? Și de ce vorbești încet? Ce visați voi, lumânare? Toți ne găsesc pe internet. Pe internet? Pe internet. Da, v-ați găsit să discutați modul de contact acum? Haide să ne apropiem, ca de scântecul să-l spun. Ai dreptate, surioară. Eu mă apuc de urat, căci afară s-a înserat. Deci, eu îi ursesc delicatețe, să-și poarte drumul cu mândrețe. Îți doresc să fiu un soare, frumusețea să-ți fie culunată de mândrie, să fiu mândru cu folos, că doar așa să vine unui băiețel frumos. A venit cu frumusețe, nu-i așa? Eu îi dărui bunătate, că ți-mi place, nu-i așa? Bunătate? Bunătate, pentru Luca Mihai să fie, să-i se ursească toate, să te porți cu lumea toată, cu bun simț, cu judecată, să te placă orice cine trebuie să în asta lume. Bunătatea necompetă, dacă generos nu este și să aibă și cu ce o avere cam povești. Cam povești? Cam povești, să ai bani, dar să-i cheltui cu pătat mereu, să faci casă mare, cu piscină. Da, da. Cu parcare. Da, și cu parcare. Și o mulțime de copii. O mulțime? O mulțime. Iar la casă, eu zic să-i punem și... Și ce să-i punem? O mașină de mare clasă. O mașină surată, dar eu zic să-l întrebăm pe tati ce mașină să fie la casă. Un M5. Ei, eu zic să începem cu o limuzină somptoasă de mare, mare clasă, nu-i așa? Și la căsuța de vacanță, un iac mare să plutească. Așa este, surată dragă, banii zic să nu-i sărim, căci în lumea asta mare banii trebuie ursiți. Ei, surată, eu zic așa, la multe școli să meargă. Da, da. Dintre toți să se aleagă, ori vreun mare manager, ori poate vreun staff. Poate ajunge în minister. Minister și minister, zic să fie premier. Da, premier va fi. Să scoți bani din piatra seacă, cu ei să faci lucruri mari, să întorci lei, cum să fie, cum să fie, cu lopata zic să fie. Euro, surată dragă, că doar e mai la modă. Bine, suratele mele, euro să fie, și să fie, și să fie, și putere zic să fie, și am să-i urse să ajungă stăpân peste o împărăție. Nu mai bine am numit-o noi companie. Mai bine companie. Suratele mele, este un lucru pe asta lume de mulți uitați. Și ne stai să te gândești, de puțin apreciat. Este un lucru fără de care nimic din ce am ursit nu ar avea nicio valoare. Minte el se cheamă,
mintea să fie luminată, să ai inima curată, iar inteligența să-ți fie mană cerească, cu ea lumea întreagă să o cucerești. Ai dreptate, surioară. Peste ea noi am sărit. Acum că i-am ursit și minte, ce rămâne de ursit? Păi, ca tăticul el să fie. Așa să fie. Un om bun și săritor, iar la greu de ajutor. Așa să fie. Și ca moșile să fie, să fie petrecăreț, să aducă veselie. Da, și ca nașul el să fie, să fie un bărbat cu prestanță și cu multă eleganță. Suratele mele, dar ceva parcă tot lipsește de la micuțul meu ursic. Ce anume, surioară? Să fie fericit. Asta nici nu se mai discută. La câte ani ursit micuțul nostru? Toate, toate. Ce ziceți, să fie și iubit? Da, o să fie luminos ca o stea la galeasa sa. Da, da, va avea fete grămadă, vor sta chiar și la coadă. Păi, suratelor, eu zic așa, iubirea e adevărată, elevată. Sub un chip de fată bună, care mult îl va iubi. Cea mai frumoasă femeie îi va fi a inimii încheie. Deci, va fi bun, generos, eu zic să-l facem și faimos. Pentru asta eu insist ca Luca Mihai să devină artist. Artist, artist, dar nu e bine să fie afacerist, poate, poate polițist, ce să fie, mami? Așa să fie. Eu zic că orice meserie va fi, e nevoie de eleganță și prestanță și puțină putezanță. Peser mereu să fii, să aduci tuturor din jurul tău numai bucurii. Luca Mihai, să fii fericit, mereu ca un zeu, scripitor la minte, să te descurci în cuvinte, cu talent de actor și inspirație de... De... Senator! Ce senator? Va deveni ambasador! El va fi un gen aparte, i-am țesut rostul vieții, glorie, armonie și cu multă bogăție. Ei, surată, dacă este norocos, banul vine o ce-ai face. Totul e să faci ce-ți place și ca micul meu ursit să se bucure de toate. Încă un lucru îi ursesc, sănătate, că e mai bună decât toate. Și un prieten adevărat nu trebuie uitat, la greu el mereu să fie ajutat. Și va avea o viață lungă, de rele va fi ferit. Visele să-și împlinească, eu atât am de ursit. Să te transform în broască. Pe ce roșează?
fost greu. Și în loc de iubito, hai să te împac, hai să-i spui numai oa-coa. Ba da? Ia spune acum oa-coa. Ba nu? Ba nu? Yes, love! Și de stau să mă gândesc peste tot unde privesc lume bună, adunată și eu n-am fost invitată? Păi, cea mai bine îmbrăcată, parfumată și stilată, doamna, n-am fost invitată. E, eu la voi tot am venit. Câteva cuvinte pruncului să-i zic. Sunt cea mai răvrășitoare și să le transform pe toate din bune în rău voitoare. Și apoi din mai rău, mai rău. Unde oare-i pruncul meu? Păi, de când mă uit eu bine, mi s-a pus pata pe... Bine! Ia, vino, nițel, aici, că la tine am lipit. Da. Hai să-ți arăte cum se râde, vrei? Așa! Chiar, uite și tu, uite, în alt și frumos ești foc! E, nu, uite, mușchea ești dezvoltat, un șarmant adevărat. Tu ești tot ce-mi trebuie pentru lupta cea împreună cu fratele mele ursitoare. Ce zici, mă ajut? Te bagi, nu? Păi chiar, dacă tot te bagi așa. Hai să te bagi degeaba și să fiu sigură că faci o treabă bună. Ce zici tu să te supun la două probe? Da, să te supun la două probe. Facem două probe, amândoi. Amândoi, nu te las singur. Două. Foarte ușoare. Una? Bine. Hai să-ți spun care sunt și tu-ți alegi una din ele. Să prezentăm moda. Sau n-a vrut să zică oac-oac. Noi sărim ca o broscuță, vrei? Da? Tu să faci grele probele? Nu, și le faci pământul? Nu. Hai, care? Care vrei? Prezentăm moda. Fiare, duce mâna la spate, așa, ca un gentleman. Asta aici, așa, frumos, la blu. Eu te țin de cot până la nenea cu obiectivul și înapoi, când număr eu la 3. Mergem frumos. Cătălin, poți să-ți dat-o, da? 1, 2, 3, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, 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 așa elegant. Așa, așa, bravo, minunat, minunat, ai fost super. Uite, ai trecut proba. Și pentru asta, astăzi îți ursesc ceva de bine. Uite, îți ursesc... Uite, îți ursesc să fii rupt din soare și să fii înconjurat de multe admiratoare. Am căpătat încredere sau nu? Mai problemă. Dar eu te vreau însurat. Abia atunci vei fi terminat. Îți ursesc să ai o nevastă frumos. Lumea ea să fie fericită. Când ești cu ea la terase, buzunarul gol să-ți lase. Fii atent, mă, pruncule. Să-i cumperi tu nevestei tale ce să-i cumperi? Ruj. Îi place? Îi place. Parfum îi place? Cum să? Papuci? Da? Are și mai vrea. Îți spun eu. Știi până când să-i cumperi tu toate astea nevestei tale? Până ai să faci clăbuci. Stai așa, ce te aude? Ia ne întâlnim. Da. Cine te-a adus aici? Uite el. Va să zică dumneata. Da, normal. O apă prăbușitoare? Da. Păi hai să ne duelăm atunci. Apără. Hai, apără. Hai să duelăm. Așa.
și pe zânele voi elibera. Urzitoare, urzitoare, puterile să le unim, tot ce e rău să-i sprăvim. Urzitoare, urzitoare, puterile să le unim, tot ce e rău să-i sprăvim. Stimați invitați, noi astăzi la dumneavoastră am venit, printre stele am călătorit și ne bucurăm că ne-ați primit. Și poate într-o bună zi, la alt prunc ne-am întâlnit, orări mai minunate, că suntem zâne fermecate. Haideți, fraților, că mai avem.